Fraților, vă salut! Să-mi spuneți dacă merge taraba, dacă se aude, dacă nu se aude, dacă... Dacă mă văd sau nu contează mai puțin. Florin Alexandru, să trăiești! Zuvicu, Stalesca, aia Jupurul, Bălamuc, vă salut. Băi, ultima oară când intru, că nu se fac like-urile, mă jur. Ce dracu, bă, dar niciun de la nu se poate, da? Bun jur să trești. Darius Bos. Stelistul nostru de mereu aici. Mario Stan, Mironel. Tomiță, Ștefan, vă salut, frăților, vă salut pe toți. Michi, bună seara! Sorin, Mike, vă salut! Da, zici că sunt toți cu mașina de grădinărit. Florine, să trăiești! Valentinos, noroc! Giuleștina, noroc, tată! O, domnul Pătrașcu, te salut! Mai stăm un pic până... Florine, cu respect maxim! Domnul Marus, noroc! Mai stăm un pic să mai înțelegem și... O să vorbim și despre aia Bălamuc. Ne-a întărătat una la mână. Noi ne-am ținut cuvântul, atâta tot. Ai înțeles? Dacă încep cu dalea, cu țăran și cu alea, îți dai seama că am niște replici de te arunci pe geam. Dar hai să tragem frâna, că e mai bine așa. Dacă vrei să vorbim frumos, dacă vrei să ne luăm la mișto și da, crede-mă că pierzi. Nu începe tu să vorbești cu noi cu țara și cu alea, că nu știu dacă ești în măsură, știi ce zic? Mai cu frâna de mână trasă, tată, că e mai greu un pic. Un pic, nu mult, un pic, e mai dificil. Să trăiască domnul Nas. Deci, băi, Albert, încă o dată, tu să ne faci până în țărani un pic mai greu cu metri. Nu te supăra pe mine, dar... În fine, dacă tu așa ne consideri să fii sănătos. Păi, băi, Albert, din ce scris tu acolo, s-a înțeles că noi suntem țărani, mai greu cu metri. Știi ce zic? Uite-te la ce e scris și citește încă o dată, să vezi. Se duce FC1B, foaoleu, îți dai seama cât plâng. Așa, perfect. A, bine că e nou al tău, băi ăsta. Stai așa că te iau în primire și pe tine, stai așa un pic. Adrian Ionuș, te salut. Lasă că îl întrebi acum cu care Craiova e. Stai că o să intre mai încolo un pic. Gâși, hai noroc. Da, Mironene, pe hotărăști tu, ești nebun la cap. Ce... Băi, ce te recomandă pe... Nu, că pe tine nu te recomandă nici. Spune-mi un singur lucru pentru care ai făcut afirmația asta. Remuse, mersi frumos. A, despre... Păi stai, mă, că asta e altă exprimare, băi, Albert. Asta e altă exprimare. Uite, vezi că nu sunt singurul care a înțeles greșit nici ce ai scris tu acolo. Te-ai exprimat greșit, probabil, asta e altceva. Dar eu când am citit prima oară, asta am înțeles.
Nu, frate, scrie, nu mă deranjează. Chiar dacă ai o părere opusă față de a mea. Sau a noastră, ca să zic așa. Scrie, domne. Dacă regret că am fost la meciurile de la FCU, regret că m-am intimit Titelul încă o dată. Asta regret. Dar mi-a revenit repede. Știi ce zic? Poate am fost, nu știu, mai inspirat, mai nu știu, poate am avut un fler, nu știu, dar mi-a revenit repede. Îmi pare rău că nu mai merg în peluză cu băieții pe care îi cunosc de 20-20 de ani. Îmi pare rău de lucrurile astea, îmi pare rău, evident. Dar nu îmi pare rău pentru că asta nu este creierul nostru, ca să fie lămurită. Florine, nu mă interesează ce vrea pseudopatronul ăla. Chiar nu mă interesează. Tomi, nu pot să fac estimări, frate. N-am cum. Alexandru, te salut. Vocea și talentul. Păi vezi, băi, Mironele, cam atât. Vocea lui Nea, da? Că talent n-are. Nici el, nici tu. Ai înțeles? Autovlog să trăiești. Abă, tată, dă și voi un like acolo să pornim. Fiecare are dreptul la prima, la propria opinie. Să fim că nu jignesc pe ceilalți. Păi da, Michi, asta am spus și eu. Dar nu, eu îl cred că n-a vrut, că de obicei scrie frumos, îl cred că n-a vrut, cred că a fost o chestie de exprimare la el. Îl cred că n-a vrut să jignească, că a scris pe aici de multe ori și nu e genul. Edi, nu. Pentru că atunci când Mititelu a făcut echipa, eu n-am crezut în ea. Sincer, adică nu că n-am crezut că face performanță sau ceva în genul ăsta, nu am crezut că aia e ce trebuie. Și uite că până la urmă am avut dreptate. Din păcate. Păi Darius Bosta e un pic ca la voi altă situație. Voi ați fost mințiți că promovați la voi cu totul alt film. Nu e ca la noi. Florine, noi ne-am dat seama de acum vreo 10 ani, dar poate chiar mai bine. Dar am zis, haide bă, că a greșit și el, că o fi, că o împărți. Unde e știința? Vă răspund la toți 32 ping. Știința este într-un sertar, unde domnul finanțator, nici nu mai rostesc numele, bă, băieți, o scoatem, noi suntem, noi facem. Da? Și să spună băieții care s-au dus și în Liga 4, și în Liga 3, până câmpuri, până prafuri, printre căruțe, printre alea. Să spune ea dacă vin cu ceva. Da? Ce ai făcut cu metri? Offside. Fece unic, auzi? Doamne, mâncați-le sufletul tău. Băi, Stanisca, ce se întâmplă la Steaua, sincer, pe mine nu mă bucur. Adică vorbesc de galeria Stelei, eu zic că dacă era una, era ce trebuie. Nu? La echipă discutăm, dar la galerie n-ai ce să le zici la oameni. Sunt ce trebuie. Sudul. Octaviane să trece. Păi mai, dar care suportă, tată, că suntem împărțiți în 14 de alea? Ce, care suportă? Uite, cu tatuul cetate, cu Dunărea Calafat, vedeți, oamenii au fost. Eu n-am fost, eu nu mă umflu pe ele. Doamne, că am fost eu, nu. Pentru că atunci credeam că Mititelu minte. Și, și m-am sucit, oarecum, nu rugat, rugat nu e termenul corect. Influențat, dar într-o manieră pozitivă de către Alex Sârbea, că mie nu mi-e rușine să recunosc, și el m-a adus înapoi. Haide, domne, să facem în București cum era odată. Bine, hai să facem. Bine, acum să nu înțelegeți că e Sârbea vinovat. Da? Din contră, Sârbea a vrut să facă un lucru foarte bun. Dar nu putem să fim iepurii ăstuia toată viața, bă, ceea ce ține bunit. Lisia spune, nu suntem departe, stai niște. Dacă luăm pe tabere pe bune, interviu cu Gălățenii am avut și în momentul în care ei simt că au ceva de spus, sunt bineveniți. Ei știu foarte bine lucrul ăsta.
Băieții de la garați, jos pălăria. Nu mă lu, doamnă, mă, ce dracu, nu mă luăm randeaua, nu, e, pă. Păi nu tădeam cu el de pământ, ce ești nebun? Nu, no, cum să fie sârbe, nu. Nu, n-a pus un coniac pe masă pentru că a fost o discuție cu mulți oameni, nici nu trebuia să pună un coniac pe masă, omul a venit cu niște argumente corecte, zic, da, domnule, hai să facem să fie bine. Păi și băieții de la Ultrasud, doamne, ceva cu ei? Poate să vină cum vor, cum, ce vorba e? De la Ultrasud, de la Galați, ca să ne înțelegem. Credeți că pene rapid, pene, peruza nu rapid e cea mai bună? În momentul ăsta, da. Ce scor văd la meciul Craiovelor? Foarte greu de spus. La prima vedere bate CSU. La prima vedere. Dar nu spui casa pe ei, ca să zic așa. Bravo, fână la altra. Exact că e gustul de rutito, da. Bravo. Da, e foarte bună comparație. Da, e foarte bună comparație. David Ștefan, te salut. Duelul peluzelor care urmează la Craiova o să fie un duel de nivel mic. Chiar dacă se fac coregrafii, vorbesc din punct de vedere numeric, cel puțin. Da? Ca să fie lucrurile clare. Gogoșica, nu mai merge. Păi da, mă, dar măcar astea s-au fragmentat în două, hai maxim trei, că să zice că mai sunt. Dar ăștia cred că și mai puțin neutri. Nu, la Craiova sunt multe, dar mă rog. Da, Bambino, victorie în victorie, cum ziceau paraziții. Hai mă, ce dracu, ești nebun. Raule, să trăiești. O, domnul Filip, noroc. Băi, fraților, mai dați și voi un like-ul alea, după aia mă exorcizez puțin, spun ce am de spus. După aia să vedem dacă luăm legătura cu arțarul ăsta, canadiene, alte standarde, m-ați înțeles? Victor, nu. Nu. N-am nimic cu ei, deci nu sunt pornit pe ei, nu sunt împotriva lor, să nu mă înțelegeți greșit. Dar nu pot să susțin, frate, ideea lor de acum este una complet greșită, e clar. Da? Deci poate să intre să mă înjure cât vor. Deci ideea, pe drumul pe care peluza sus în Craiova se află acum, este un drum greșit. O, să trăiești, Raule! Ce ai făcut mai șters, ești nebun? Suizu, mersi frumos. Da, mă, fraților, dacă dați like înainte de live, ce că e mai bun decât asta de acum. De ce? Nu știu, dar mă rog, mi-a zis și mie cineva, duc și eu așa ideea ca găină. Băi, Raule, de ce ești șters, mă? Gobline, să trăiești, tată. Dar mă jură pe mine, la urmă, ce ești nebun, păi ce motivare. Na, că la tine am văzut ce-ai scris. Foarte inteligent. Victorie, nimeni nu e bucuros. Nimeni nu e bucuros când peluza sud la Craiova s-a ajuns în situația asta. Numai că unii gândesc într-un fel, unii gândesc altfel, ca să nu. Păi, Bambinul, nu sunt în aceea zi, în primul rând. Remuse, să trăiești. Mă uit la amândouă, că nu sunt în aceea zi. Să trăiască domnul Huli. Da, mai, mersi frumos. Tu și încă vreo 250 de aici mi-au spus asta. Bine, eu iau capul o glumă, vă dați seama.
Când intră cu coașa, stai un pic, că te grăbești. Își face păr omul, care și un, are și o freză. Mamă, stai să vezi ce fac. Păi atmosfera de la Rapid FCSM. Păi stai mai întâi să joace meci. Vrei să spun cum o să fie atmosfera dinainte de un sejur? Cine mizez că prinde play-off-ul? Cu Cluj. Deci ăla eu zic că e doi mare la voluntari. Amedea, bună seara! Uitați-vă, fraților, intră și oameni de la Banse, de la toată lumea aici cu ne. Mersi frumos! Ai sărit de bucurie când a dat golul pe ce un pe normal că am sărit. Bineînțeles că am sărit. Ce vrei? Nerule să trăiești. Dar normal că am sărit. Am și doi prieteni la tribuna a doua, la Rapid. Unul a căzut în cap. Am. Ce vorbești, mă? Dacă nu m-am înjurat cu ea, Tomiciu. Cum să? Bă, Dinamo Utafes, că nu e meci rău. Și foarte greu de pariat la domnul Cabaj. Foarte greu de pariat la Dinamo Utafes. Foarte greu. Se încurcă toate în afară de fără. Da, nu m-ar mira. Băi, Florine, tovarășul finanțator a mințit în continuu. Ce dracu, mă, băi, chiar suntem nebuni, mă, în cap așa. Chiar nu se vede clar? Damiane, vorbim de Rapid FCSB după aia, vă rog, fratele vostru. Aline, eu nu spun că a trădat cineva sau că n-a trădat, mă, frate. Eu spun că ce fac ei e greșit, atât și nimic mai mult. Atât am spus. N-am spus nimic. Băi, fraților, am o rugăminte la voi să vă trăiască vouă. Hai să vorbim, că vorbim și de cote și de alea. Ultimele 20-25 de minute vorbim și de alea. Dar hai să nu amestecăm subiectele ca pe la un live normal, că după aia mai înțelege lumea ce facem aici. A ajuns fotbal românesc așa, s-a făcut film pe scoarea calificată ca fotbal european, da. Da, așa e. Băi, până la live-ul ăsta nici măcar nu-i scriu ăsta, ca să știți acum. A, mă, ce dracu, chiar... Gobile, scriem după ce terminăm cu Craiova. Băi, nu mai scrieți în afara subiectului ăsta, vă rog eu frumos, că amestecăm subiectele și nu mai înțelege nimeni nimic. Răducule, să trăiești tata. Nouă ni se spune trădătorii vânzătorii. Care nouă? Parizer, să trăiești. A scos net, sigur, cu Florin Costa. Nu mai vorbim, că și la club, ce vorbești, bă, numai personalități. Băi, ăștia care, mamă, stai că mă ia focul. Nu, stați un pic să mă calmez. Băi, nu mai îmi dați injecție, să vă trăiască vouă, că... A, din de la Puștani, Puristani. Nu știu, pari, cum trebuie să nu știu. Arin Constantin, stai un pic acum. Mamă, ce-mi dă foc. Mamă. Doamne, mâncava sufletul. Băi, înainte... Mamă. Deci, ca să mă calmez puțin. Am și eu o picție, vă un pic. Da, mă, Napoli e ce trebuie. A, noi sunt trădătorii care nu susținem o echipă falsă. Bine, mă, Aline, o lăsăm așa, că ce să zicem? Cine-i gazdă la Creva? Mititelu, da. Mititelu și scuderia Ferrari. A, mă, ce drept. Băi, am și o întrebare, că sigur sunt aici. Oameni care încă merg în Peluza Sud.
Ia uite, Mourinho. Lasă-ne cu Mourinho, mă mâncați așa tot. Bă, frate, am și o întrebare pentru voi. Bă, ce vă face pe voi să mergeți acolo când ăsta a înregistrat și la o simt fece unica creu? Mă, să vă trăiască vouă, pentru ce mergeți mă la meciuri? Explicați-mi și mie să înțeleg și eu. Explicați-mi și mie, băi, vreau să înțeleg. Pă bune, băi, eu nu pot să vă înțeleg, mă, frate. Deci, Resul a fost prima ta brigadă de la Creva. Nu. Băi, Bobrine, voi râdeți și eu aș fi râs în locul vostru. Bă, da, bine, am râs și noi, dar deja nu mai râs. Mă, cum? Doamne, deci, bă, am sunat în de 10 ori. Ăsta e un caz unic în meu. Nu știu, nu știu dacă s-a mai întâmplat la vreo echipă așa ceva. Bă, de 10 ori același antrenor. Ăsta a prins la Craiova toate fazele posibile. Bine, mai puțin luptele pentru campionat și pentru cupă, că acolo mai încet așa. Bambino, păi eu zic că ea de la cartea recordurilor sunt pe fir aici. Mă jur. Mai lua și... M-au luat și tovarășul finanțator, ne zic că ai bani mălai. Băi, băi ăsta, băi, patroane, ia uși ce zic oamenii ăștia, du-te și pe la cartea recordului și zilele aia, băi, vedeți că am record mondial, garantat. Săriți și voi cu, ești tu, plachetă, dai, o pui acolo, frumos, în birou acolo, că de jos ne înjura fitul dintre mascați, mai știi? Că noi n-am uitat, stai liniștit. Inter Alex, să trăiești. Deci văd că n-am răspuns la ce am întrebat, să n-am parte. Băi, treziți-vă, bă, dracu, la realitatea, ține bunii, bă, băi! Doamne, mâncați-a sufletul. Mititelul singurul patron din lume care vine la flash interviuri. Băi, Gobline, spre marea mea satisfacție, nu m-am uitat la flash interviuri să-l văd pe el. Bine, nu mă uit de obicei la alea, că mă enervează, dar... Nu că muși din inimă, Darius Boz, dar bă, să vină cu un argument. Bă, tată, uite, asta e Craiova noastră pentru că Vax Albina a venit Mironel să zică că vocea și talentul. Bă, ce glumeți! Da, ca și tu ai glume cu noi, mă. Nebunule! Așa, dar vezi, dintr-o întrebare mi-a răspuns cam bede la multe și la mare. Vină cu dalea bune! Veniți cu dalea grele. Bă, nene, noi mergem că, uite, voi ăștia care ați dat, cum a zis Alin, voi bulangii. Da? Bă, noi ăștia care spuneți voi că am trădat, ce s-a blocat, mă? Păi dacă m-a luat focul, vi s-a blocat. Nu s-a blocat, că eu am semnal maxim. Bă, mai merge ăsta că zic că s-a blocat. Victoria, deci pe voi bannerul ăla vă duce acolo. Ales, păi să fac live cu spatele, da? Da, bineînțeles. Fac. Dar nu știu cum dracu citesc chat-ul, dar o să fac. Măcar unul de 10 minute și tot fac. Băi, asta nu e echipa noastră, mă, Michi. Ia, mă, ce dracu vorbim, mă. Sau tu răspunzi în numele lor, sau cum, că nu mă prind. Ce conferenți, Ligo? Michi, nu poți să te dezici. Bun, am înțeles. E o chestie sufletească. Nici nouă nu ne-a fost ușor, crede-mă.
Dar bă, nu se mai poate să mergi după ăsta, mă. Băi, Michi, nu te supăra pe mine. Nu se mai poate, frate. Edi Marian, am o rugăminte, nu vă las de familiile oamenilor, că nu-mi plac astea. Băi, vă rog frumos, nu începeți cu de-astea, să dați în familiile oamenilor și în oameni, că nu e ce trebuie. Victorie, te contrazic, tu acum mergi după Mititelu. Tu mergi după Mititelu, simplu. Nu am nimic cu tine, nu știu cine ești, sau poate te cunoști și nu știu că ești tu. Dar spune fratele tău, acum tu mergi după Mititelu, tu nu mergi după... Stai un pic, Victorie, câți ani ai tu? Că după ce spui câți ani ai... Da, mă, Michi, nu te condamn. N-am nimic. Bravo, mă, a fi chiar culme. Nu te condamn, dar tu știi că nu e ce trebuie în sinea ta. Ascultă-mă pe mine, că tu știi treaba asta. Nu-mi răspunde aici dacă nu vrei, dar tu știi care e adevărul. E ăsta care ți-l spun eu. Tu știi bine că e așa. Tu știi bine că eu nu vorbesc tâmpenii aici. O să-l aștept pe Victor să-mi spună câți ani are. Cuba Libre, ce să iau? Nu mă uit la Formula 1. 24 de ani. Victorie, mulți înainte. Din păcate nu te ajută vârsta, frate. Tu, săracul de tine, ai prins Craiova doar sub ăsta. Asta e, na. Uite, eu, de exemplu, sper să apuc 44 la vară, dar ritmul ăsta nu prea cred. E, generația care face acum 54, de exemplu, a prins istoria frumoasă a Craiovei. Sunt un pic invidios pe ei. Bine, și eu am prins-o teoretic ca vârstă, dar la 3-4 ani nu conta. Vezi, tu, săracul de tine, ai prins era lui ăsta. Pe tine te pot înțelege la 24 de ani. Pe bune, deci te pot înțelege într-o oarecare măsură. Bă, dar pe ăștia de vârsta mea nouă. Sau mai mari, ferească Dumnezeu. Și o să mă apuc, băi, fiți atenți aici, o să mă apuc de propagandiști și ăștia pe internet. Vai, asta e echipa noastră. De mâine cred că încep să mă apuc de ei. Păi lasă, Victorie, că și noi am prins două finale de cupă, le-am pierdut pe amândouă. Stați un pic că face câinele șucă. Băi, când îi văd ce propagandă dau ei, lecții de peluze, de alea, de... Stați așa că mă... Băi, mă... Băi, dacă Mititelu... Deci dacă o șterge pe asta și își face alta, îi țin și cu aia. Păi da, Michi, el e vinovat pentru tot și vezi, cine merge la meciuri, părerea mea e că îl urmează pe el. Asta i-am explicat și lui Victor mai devreme. Pă bune, pe tine, Nat, ești de atâția ani în peluza aia. Da. Merg să se simtă tineri și ultra. Știi care prostia ucide? Știi care e tragedia? Că foarte puțin din generația mea, de atunci mă refer, mai vin acum. Știi că sunt? Îi numeri pe degetele de română. Ți dau și pe nume dacă vrei, că știu. Și nu cred că ratezi unul. Singura peruză ultra din țară este Susteaua. Peruză foarte bună Susteaua, nu zice nimeni nimic. Parizer, dai un coniac dacă ia Corvinul cupa. Ce soluție văd eu? Bă, fraților, nu mai văd nicio soluție. Și chestia, vă spun eu, cu echipa care se face din două echipe, se face una care nici aia nu va fi ce trebuie sau va fi ce trebuie, așa, eu nu cred în chestia asta. Michi, n-ai înțeles ce am spus. Nu că ești fanul lui, înțelegi? Dar în faptul că ăsta
mai e la Craiova acum, e și vina noastră. Hai să o spunem pe șleau. Deci faptul că Mititelu e pacion la Craiova în ziua de azi este și vina noastră. A tuturor. Cel puțin al noi ăstora mari. Da? Deci dacă făcea, nu mai dau nume de echipe, că după aia înțelege lumea cu eura asta. Dacă făcea la echipele din București, hai să le dăm pe toate. Da? Deci la Steaua, Dinamo sau Rapid, dacă făcea așa, avea mai multe bătăi luate decât puncte în clasament, ați nebunit? Tomiță, dar n-a spus nimeni că CSU e echipa corectă. Stai un pic. Am spus și eu așa ceva? Nu, dacă, nu ideea alta, dacă se unesc, să scoată, să o scoată pe aia veche de la Sertar. Aia ar fi ideea. Da, cea mai bună idee asta ar fi, dar eu nu o văd posibilă. Nu o văd aplicabilă. Asta ar fi cea mai bună variantă, dacă mă întrebați pe mine. Dar nu cred că se poate face. Nu știu, eu așa cred. Și dacă o face pe asta sub Mititelu, ferească Dumnezeu. Păi iar începem cu... Păi tocmai asta am spus, Michi. Că e, da, e imposibil. Dar asta e singura variantă bună, ca să zic așa. Niciuna dintre ele nu este echipa noastră. Păi da, sunt două culoane amândouă. Păi asta am spus, Tomiță. Exact asta e adevărul. Asta e adevărul. Sam, te sărut, ce s-ar putea asocia cu Mițel? Am și nume, dacă vrei, dar e nasol. Nu le dau. L-a băgat pe Florin Costea în organigrama clubului. Păi nu știu ce să deschidă gura mații de bune. E un pic pe Setavi Popescu. O idee mică. Băi. Dar vedeți, pentru copiii ăștia, gen Victor. Victor, nu mă iau de tine, nu mă înțelege greșit. Pentru generația ta, voi ați avut idel pe Costea, pe frații Costea, pe Gârgioveanu, pe ăsta, pe Marius, Sava, stai că pe Sava nu prea l-ați prins voi. Din păcate, pe Bauza, păi ce să știa mă, ați nebunit la cap? Gobine să trăiești, tată! La mulți ani, doamnelor și domnișoarelor suporteri. Da, uite că m-a luat varul și n-am spus asta. Da, foarte frumos din partea ta. Da, păi, Vlad, dar mulți cred asta. Că Florin Costea e un nume greu. Îl pui pe jumătate de steu. Păi și probleme cu... Sau pe Palaci, unde îi pui, mă? Păi se compară ăsta cu ăia. Bine, a prins altă generație al fotbal. Eu, dar nu e în primii 50, bă, la Craiova, ține buni la cap. Dar eu zic, bă, știu că îți place, păi tocmai de-aia am spus. Te salut, Căline. Cum să-l pui pe Costea în primii 50 de fotbaliști din istoria Craiovei, bă, ci ce să fii dement? Domnule Stoica, bravo, Alin. Băi, treziți-vă, mă, mâncau pe așa. Ubi, da. Ubi, bă, ubi de bine de rău. Juca, să trești, Cătălin. Dar nu poate să fie bătat acolo sus, că n-ai cum. Da, păi vezi că Luțu pe lângă ăștia era Iisus Hristos, este numărul 1. Da, mandatul lui, da. Raule, păi pe Achim, unde-l băgăm ea? În primii 50? Pentru dăruire, da. Și că ești tu băiat bun. Când să am o discuție cu... Păi trăim din amintiri, bă, frate, din ce vrei să trăim? Ai fost la spital la Costea atunci, Tomiță? Nici tu nu ești prea sănătos, ce să zic. Da, băi, pentru vremea lui, da. Da, pentru vremea lui a fost, dar băi, gata, tată. Dacă mă apuc să înșir păcatele lui Mititelu aici față de suporterii Craiovei, se întunecă, se luminează iar. N-am timp. Jur că n-am timp. Mă jur că n-am timp, că aș vrea. Dar n-am timp.
Călin Savu, mi-aș da un an din viață să mai văd odată un meci, dar între echipele pe bune, între Universitatea și Electroputere. Dacă vreun dintre noi sănătos, nu știu ce să mai zic. Păi nu vezi că ne-a băgat ăsta pe aspirine pe toți? Doamne, mâncați-a sufletul tău. Ne-a băgat pe toți pe nasoale, bă, mâncam aș vrea asta. Am să articul pe sport acum câțiva ani și Gugoș era inclus în jucătorii legendari. Bă, dacă era tot făcut de neadi, da. Haideți să ne simțim onorați că-l cunoaștem, mă. Stai, că-l sunăm acum. Michi, după mine faceți o greșeală, eu vă spun. Dar mă rog, cum credeți voi? Încă o dată, să nu înțeleagă lumea că am neapărat ceva cu cei care se duc. Nu, eu spun doar că greșesc. Atât și nimic mai mult. Nu ne trebuie cupe și campionate nouă. Nu, nu. Păi după aia ai fost, crezi că mai vine cineva de la Craiova la mine până dată? Tu ți-ai dat un an din viață să mai vezi un derby adevărat, noi am dat un an din viață să vedem și noi cum era. Da, Adriane, frumos spus. Lasă că îți povestesc eu că ne mai întâlnim. Îți povestesc că era frumos, tată. O singură întrebare aș mai avea pentru cei noi. Atenție! Sunt câțiva acolo care, din câte înțeleg, mie nu mi-au spus nimic personal, dar au spus către alții: mamă, Mihai, din amestecat seara, să n-am parte. Mamă, mamă, mamă. Așa. Bă, băieții, ăștia care faceți propagandă, nu știu dacă e termenul corect, voi care credeți în idee, deci ce vă mână în luptă, clar, nu știe niciunul să-mi răspundă. Nu vă mă luați în gură cu aia care și-au ținut cuvântul, că nu e frumos. M-ați înțeles? Cine bate mâine în tribune? Jandarmeria? Cine dracu să... Ce să bată, mă, ești nebun? Așa, băi, sunt câțiva neauziți din ăștia. Veniți la stadion de vreo, hai să zic, 4 ani să fiu eu băiat cu ei. Dom'le, noi vorbim, noi facem. Alo, băieții, treziți-vă la realitate, mă, mâncă bani la vas. Michi, eu n-am nimic cu ei, mă, băi, dar sunt unii care nu le dau numele. Da? Bă, dar sunt unii care am înțeles că sunt foarte vocali, scriu la lume, băi, hau, bau, dăștea tineri, băi, vedeți-vă de treaba voastră, mă, trăiască familia voastră. Începem și noi cu darea de margine. Băi, chiar ar ține bunii, mă? Băi, chiar ar ține bunii, pe bune, mă, trebuie. Stați acolo ușor că mai aveți de făcut, mai aveți multă treabă de făcut. Înțelegi? Nu vă mai luați cu lumea. Dom'le, noi suntem, măi, au trădat, ăia au vândut, ăia, păi... Și mai am o întrebare și după asta, chiar că sunt pe Gugoaș, o să aștept 5 minute de răspuns. Și aici s-ar putea să vă încurc, adică nu s-ar putea, sigur vă încurc. Tu sunt frații mei. Băi, Michi, tu ești altceva, tu nu vii de ieri, de azi, nu la tine m-am referit, că... Tu știi la cine bat eu apropo, nu dăm nume că nu vrem. Dar tu înțelegi la cine mă refer eu. Păi dar nu mă cer cu nimeni. Tu vezi că eu mă cer cu cineva? Dacă vreau să mă cer cu nimeni, mă certam. Dădeam 2-3 nume și începeam. Nu, tată, nu e ce trebuie. Nu am făcut live-ul ăsta să mă cer cu ei. Că dacă vreau să mă cer cu ei, ți-am spus, fac un live de 6 ore și vorbesc numai eu. Și nu pot să-mi răspundă ei la nicio întrebare. Frumos cuplu, ați fi nene. Frumos, nene. Așa, deci băi, băieți ăștia mai noi care tot vă luați de lume mai veche ca voi, trageți frâna, mâncava-ți frătul vostru, că nu știți ce trebuie. Ascultați la fratele vostru. Poate că cândva o să fiți. Dar până una alta, vedeți că faceți niște gafe. Încă o dată, nu cu mine. Cu mine n-a vorbit nimeni urât și apreciez.
Legea Dan să trăiești atât. Da? Dar bă, și încă o dată fac referire la generația asta sub, care au până în 30 de ani acum, da? Aș fi vrut să spun până în 25, dar până în 30. Bă, nu mai vorbiți pe nas cu lumea. Hai că se ceartă Tomiță cu mic, gata, am rezolvat și la rost. Așa. Neagu Cosmin, salut. Da? Bă, băieți, ușor mă mâncă v-aș gura voastră. Și nu mai suntem în vremea în care să fac fapte de alea de care visați voi. Cristi, Lorenz, vă salut. Da? S-a terminat. Câți? Cine, domnule, lasă că știu eu. Da? Și acum ca să pun o ultimă întrebare, după care îl sunăm pe arțarul, așa îi se spune în cartelurile mexicane, arțarul. Arțarule, luați aș freza. Așa. Am și o întrebare către cei care... Uta bate Dinamo. Constantine, să trăiești, nu e imposibil. Stați un pic să terminăm exorcizarea, să-l sunăm pe arțarul și după aia vorbim de restul. Să vă trăiască, vă roagă fratele vostru. Bă, băieți, unde ați fost între etapa 3 și a 15-a? Că nu... Că nu și-au respectat cuvântul la ședință, am trecut și peste aia, Tomiță. Na. Dar culmea că trădătorii și vânzătorii suntem noi, asta mă distrează. Da, bineînțeles că noi ne-am respectat cuvântul și am văzut că a scris cineva mai sus că chiar a apreciat treaba asta. Aștept și eu răspunsul. Uite, mai mi-a prins o țigară. Frumos nume ai, băi, toată, să trești. Hai pe la tribuna 2. Nu știu, n-am văzut pe nimeni în peluză, asta mă încurcă. Johnny, te salut, frățioare. N-am văzut în peluză pe nimeni. Și brus la meciul ăla a apărut peluza. Vă dați seama că știu cum și de ce, da? Cred că realizați lucrul ăsta. Păi nu, Valentinos, că am citit. Ce trebuie, omul? Ce trebuie, omul? Am citit imers. Mi-am dat seama că e schimbă. Aștept răspuns, Vax Albina Mojiri, la căzul ai vă? Alo? Au, deci era închisă și dacă vrei nu puteai intra și militarul are mufturile lui. Au. În fața unei galerii puternice, de când patul închide peluza și o deschide când vrei eu? Johnny, o să intre Gogo în câteva minute. Uitați, întrebarea asta o adresez tuturor din chat. Bă, fraților, spuneți și mie o peruză șmecheră în lume, nu în România, în lume, unde a venit patronul și a spus, băi, lăcățelul și rămâne așa. Închidem taraba și vedem noi când. Alex Boia, te salut. Aștept răspunsul. Una singură să-mi dați și dacă îmi dați una... Păi băi, Ghica, la Craiova e problema din cauza lui Mititelu. Clar, bă, ce dracu mai împingem atât? Iacoban, că susi CSU nu e un lucru pozitiv, după părerea mea. Mititelu
Ce a face? Ce să susține pe clubul ăsta, bă? Tu nu vezi că nu poate să vândă pe nimeni? Vladislav Blănuță, ferească Dumnezeu! Ei, om, scrie cât vrei, tată. Ne place de tine. Atitudine corectă. Băi, Tomiță și Sârbea, că voi sunteți siguri pe live care a fost. Băi, am greșit-o noi la Mioveni, că am fost cu mine sau nu? Să vă trăiască, voi, eu zic că da. Eu încep să cred că am greșit. Da. A, păi mai ești aici, Răducule? Păi stai, bă, că n-am știut că ești aici, dacă nu scrii. Bun, spuneți-mi voi dacă am greșit noi sau nu atunci. Eu zic, eu încep să cred că am greșit. Care te sară, frățioare? Lasă că pămititorul îl iubim noi. Băi, mai dați și voi un like acolo, că îl sunăm pe omul ăsta. Foarte puțin ale cu, îmi place. Păi da, mă, dar până la încercuire. Dacă mă uit duminică la meci, da, mă uit, normal că mă uit. Păi mă uit la toate meciurile. Cum să mă uit? Da, îi joacă la biete? E, nu cred eu că face el de-astea, mă, Alexandrule. La meciul cu Vaslui n-a făcut, ești nebun? La meciurile cu Steaua, că le pierdeam continuu, n-a făcut. Nu, Michi, că deja era... Dar nu cu el, cu... Ai apăsat pe stegul. Ai grijă ce butoane apeși pe acolo, să nu strici pe aici. Ce s-a întâmplat la Mioveni? S-a mărit armata. Din păcate nu s-a întâmplat nimic aici până la. Forța Ripensia. Altceva, mă, tată. Bravo, bă, Mihai. Altceva. Au fost interziși de către conducere, dar nu le-a închis Peruza. Vezi că nu e același lucru. Îi a luat interdicție un grup, nu toată Peruza. Căline. Atenție. O să fie în franceză, da. În franceză. Da, nu era treaba noastră, da, corect. Hai că terminăm asta și îl sun pe Arțaru. Nu e de acum, terminăm asta și îl sun. Băi, fraților, ce mi se pare ciudat, și știu sigur că sunt băieți de la Peruza Sud care activează, ca să zic așa, nu mi-au răspuns la nicio întrebare până acum. Michi, săraca, se luptă cu mine, dar nu reușește. Arțarul, da, stai să vezi ce fac acum. Stai să vezi că le-au... Ce, Carlos, băi! Acum e târziu. Mihai, e chiar și așa ar fi târziu. La Dedolești. A fost frumos când mergeam noi la meciuri pe la Alba Iulia, pe la alea. Acum ce să mai fie frumos că e. Nu mă arome, dar nu mai era ce trebuie. Acum 15-20 de ani. Nu, n-am făcut scandal acolo. Deși era la un pas. Dar nu din cauza micilor, din cauza lui. În fine.
Acum, domnule, câteva minute, termina asta și intră. Păi, Florine, noi mergem la meciuri de când inventează a Jică echipe, ești nebun. Avem și noi povești, știi ce zic? Și le-au pus mici pe grătarase. Păi cam așa se vede. Ghica, dacă îl compar pe Ajică cu Berlusconi, închid live-ul, mâncați, așa că nu mai are sens. A, mă, las-o dreacu, ești nebun la cap. Păi, îl compar pe... Băi... Ce mă arume cu ei? Da, cred, Ludo, da. Când eram mic, domne, permiteți-mi să luăm legătura peste Oceanul Atlantic. Alo! Da, alo! Alo! Bună dimineața! Așa o fi, hai să treci. Băi, să-mi spuneți dacă l-au zis pe Gogoașe. Arțarul mâncava sufletul vostru, că de, omul e peste. Știți ce zic? Da. Uite că te aud oamenii ăștia. Băi, ia zi, mă, urmează marele meci. Ia zi. Marele meci între FC Unica și CSU Craiova. Da. Pe mine personal nu mă interesează acest meci, chiopule. Și cred că... Pe toți care am făcut un pas în spate, ne interesează acest meci. Eu nu mai dorm o săptămână, ești nebun. Am fost acolo din 2017, de când a început Neadi să dea drumul la echipă. Ne-au făcut niște promisiuni și el și staff-ul că o să plătească datoriile pe care le-a făcut el din 2005 până în 2011. Nu s-a ținut de promisiuni, a pierdut nume, siglă, palmares. În acest moment știm cu toții că echipa se numește FC Unica, nu mai are nicio legătură cu Universitatea Craiova, nici cu numele, nici cu sigla, nici cu stadionul, nici cu nimic. Băi, eu am zis aici pe live și corectează-mă tu, dacă greșesc. Eu cred că el a mințit atunci când a băgat echipa în Liga 4. Eu cred că el a mințit de atunci. Că dacă nu mințea, aș plătea datoriile făcute de el. Aia zic și eu. Ieri am citit în ziar tot o minciună de-a lui înainte de meciul cu CSU, să vezi să aducă lumea la stadion, că domnul a făcut recursul ăla, a făcut de mult recursul ăla. Și că i s-a aprobat, asta nu înseamnă că va putea să facă ceva, pentru că el trebuie să-și plătească datoriile. Păi și de unde, mă, mâncați așa, cum vorbeau ei așa? Păi de unde, dacă echipa e neplătită de două luni de zile și jucătorii o să plece la vară pe capete, că n-are bănișori? De unde să plătească? Bine, nu e problema mea ce se întâmplă la echipă. Eu, din momentul în care Neadi, Dumnezeu Oltenii, a făcut pac cu băieții din Peruza Pășune fără interes, ca să nu mai fie contestat și au acceptat chestia asta... Ce înseamnă pac? Și acum i-au trimis mesaj lui Mitu și a spus trebuie să-l înjurăm pe Adrian că nu se mai poate râde toată țara de noi. Nu, țara râde de ei de când au dat un comunicat și s-au ținut de el. Că au spus în comunicatul respectiv care l-au pus pe pagina Peluza Sud că au fost terorizați, amenințați. N-a fost nimeni terorizat, n-a fost nimeni amenințat. Amenințați de cine și de ce? Nu știu, că eu eram plecat, nu știu de cine erau ei amenințați. Ca să nu meargă la stadion, probabil, să-și încurajeze echipa. Dar pe mine mă bucură faptul că steagurile noastre nu se apară pe stadion niciodată cât timp va fi această echipă și cât timp va fi Mititelul. Asta mă bucură,
Capilati nu apare, Pretoria nu apare, Legione nu apare, ultrasunici atât. Pretoria? Înțelegi? Pretoria nu există. De la noi singurul care a mers mai departe a fost Sorin. Atât. Aha. Atât, de la noi nu. Și a fost exclus din grupul Pretoria, nu mai este nici pe grup cu noi, nu? Problema lui. Tot dar nici nu, mai rău să vorbe, nici nu mai rău să vorbesc despre echipe, ăsta echipe și Șchiopule. Ce să vorbesc? El a făcut alegerea lui, problema lui. Să știi că nu salvează un sezon întreg un meci că se strâng acum 2-3 mii de oameni în peruză sau pe stadion. Atâta timp cât îți face Rapidul, cât ai râs toată viața de galeria lui Rapid, că este cum este, da? Și ți-au făcut mesaj și te-au umilit. A venit Dinamo la Creva, ți-au făcut mesaj și te-au umilit. Deci acum această galerie, pasiune fără interes, este exact cum era galeria lui CSU în 2014, 2015, 2016, când au promovat în prima ligă și le-a făcut Dinamo mesaj, le-a făcut Petrolul, le-a făcut UTA, le-a făcut Steaua mesaje că nu sunt Creva. Bine, prin, aceste momente, prin aceste momente trec și ei acum. Da, bine, acolo era clar. Acel... Nu mai discutăm pe aia ca e clar acolo. Înțelegi? Auzi, mă, dar vezi că prima dar, dată... Stai un... Hai să spun ceva, Șchiopule, hai să spun ceva, că e dureros ce spun, dar ăsta e adevărul. Dacă mâine te duci la stadion te... și vezi că joacă Universitatea Craiova cu FC Unica, la cine te uiți? Ăsta e adevărul, aici s-a ajuns, frate, ei au închiriat numele, au închiriat sigla, au închiriat palmares, aici s-a ajuns, ce să facem? Să spunem că e mai adevărată echipa lui Mititelu sau e mai adevărată echipa lui CSU? Nu, mai spre normalitate ar fi echipa aia, dar nu poate fi recunoscută. Nu are cum. Cum s-a înființat, cum are numele, cum are sigla, cum are palmaresul. Degeaba se duc ei 200-300 în deplasare sau se strâng duminică la meci, când e meciul sâmbătă, duminică, 10.000, 15.000. Lumea știe adevărul. Le-au aflat clonații, că tot așa am rămas cu asta, că sunt clonați și de la peluza, nu, le-au aflat coreografia. Câți metri are, 2-3 mesaje, că spus la noi pe grup deja. Că mă, la meciul de acum, care urmează? Păi da. Cerească Dumnezeu. S-am trimis și mesajele, ai citit mesajele alea, nu care ți le-am trimis. Da. Așa, o să-ți trimis și acum, să vezi. Fac totul photoshopat, pun pe pagina peluze și peluza sunt mai photoshopate, poze. Mesaje greșite, pe pagina au făcut mesaje greșite. Nu au nicio legătură cu peluza sus. Steagul ăla cu peluza sus, că toată lumea m-a întrebat, domnule, cum ai plecat în Canada, cum au pus steagul pe gard. E problema lor, steagul ăla n-a fost câștigat prin respect sau printr-o bătălie ceva, domnule, n-a luat steagul de pe gard. Nu, steagul a rămas la Chirpeșu, el a fost exclus din grupul Pretoria și el a fost să mergă mai departe, steagul fiind la el. Asta e cea mai mare problemă, care el trebuie să respecte față de băieții care sunt lângă el de 20 de ani și el la fel în peluză. Pentru că spuneai că, domnule, mai sunt câteva persoane vechi în peluză. Nu, el și încă două persoane mai sunt vechi în peluză. Restul sunt din 2017. Restul care sunt acolo sunt din 2017. Despre ce vorbim? S-au făcut de râs peste tot. Peste tot s-au făcut de râs. Să vezi câte mesaje să aibă clonate și ce ironii și ce o să le facă ea. Nu vin cu nimic nou. N-au nimic nou. Au făcut mesaje jucători de serie B, vor rupe în picioarele. Păi mesajele am făcut eu în 2004, când m-a pus blondul cu poștașul, pe mine și pe încă câțiva băieți, faceți mesajul ăsta, faceți că eram mic, aveam 14-15 ani. Ăsta sunt mesaje de 15-20 de ani. Înțelegi? Nu vin cu nimic, nu am de la ei. Băi, mie nu-mi place ce se întâmplă, sincer. Normal, nici mie nu-mi place ce se întâmplă, frate, că au fost cu noi pe drum. Dar nu poți să le cer ceva dacă eu spun ție, bă, Gugoase, dacă te întrebă pe tine, Șchiopule, dacă eu mă duceam mai departe după echipa asta, ce spunea lumea? Bă, cum să nu se ducă, bă, cât ce dracul l-a cumpărat, bă, voi nu știți că ia bani, că ia case, că are mașini. N-a spus Mititelu acum 8-9 luni că iese cu probe, că la Fanatic, la Digi, că vă arăt mesajele, ce mesaj am de la Gugoase, mi-a dat, mi-a cerut bani, mi-a făcut, i-a luat case, i-a luat mașină. Și te lirer pe acolo. Te întrebă pe tine, dacă eu mergeam mai departe, Șchiopule, tu ce părere aveai? Sincer. După toate discuțiile care au fost. Pe tine te măscăream, îți dai seama. E normal, nu? Dom'le, bă, Gugoase, bă, ce zic acum, că te dai ultra, te dai nu știu cum. Ce mai cauți acum? Că ai pierdut, că mergi după palmares, ai pierdut palmaresul. Pentru ce? Zi-mi și mie. Un motiv pentru care aș mai merge după echipa asta. Moral?
morală. Dar când am câștigat noi în primele două instanțe palmaresul și am spus la toată lumea, uite domnule, Craiova, da domnule, gata, doar domnule, toată lumea. Toată lumea prin țară, domnule, echipa aia, aia, unde e peluza astăzi. Ei trebuie să înțeleagă că asta nu este peluza astăzi, adică se vede din mesajele făcute de ei, din deplasările făcute de ei. N-are cum să spui că e peluza, ce e peluza astăzi, dar e peluza astăzi. E una, două, pe unde folosesc, scriu, fac mesaj, cu numele brigăzii și scriu și peluza sud. Au greșit peste greșit, nu știu să ține de mesaje, nu știu să... Nu știu, apar n-au, frate, nu se pricep. Nu se pricep, șchiopule, se vede toată lumea. Vorbesc și eu cu băieți de la peluza sud, de la Steaua. Bă, uite, îmi scriu niște băieți de pe la T2, de pe la Rapid. Îmi scriu niște băieți de la chiar, vorbesc cu... Știi că avem câțiva prieteni comuni și la Rapid, din peluză. Da, da, da. De la sud, Dinamo. Care, bă, frate, nu râde ei, frate, e de râs. Frate, este de râs ceea ce fac ei acolo și în momentul de față, nu vreau să compar, ei sunt sub nivelul Galați și al lui Poliaș, băieții care s-au lucrat de la Poliaș și au pierdut numele. Sunt sub nivelul ăsta, poate peste 7-8-10 ani o să învețe, dar când să învețe? Că au 35-40 de ani. Asta nu e noua generație. Păi cât sunt de peste 40 de ani acolo, bă, că nu merg pe trecerea de la o mână, ești nebun? Păi nu cât sunt, problema nu e cât sunt. Nu e problema cât sunt. Problema e că n-au înțeles. Ce trebuia să înțeleagă, frate, am pierdut nume, siglă, palmares. Nu mai putem continua. Ai pierdut în instanță, șchiopule, n-am pierdut la Remi sau la Barbut. Da, corect. Ai pierdut în instanță. Ai pierdut ceva definitiv în instanță. Nu, domne, că au pus, au dat comunicat acum, înainte cu o săptămână, am văzut toată lumea în centru. Ei terorizați și de frică să nu intre clonații pe acolo. Ce s-au gândit în capul lor, domne? Să dăm noi primul comunicat ca să mergem noi în centru primii. Păi să mergem, mă, nu-i las eu. Uite că mai sunt cu un prieten comun care a ajuns acum câteva zile aici. Mi-e frică să nu piardă vreo bucată de banner, că nu sunt în stare, trebuie să fie cu ochii în patru, că aia clonații sunt cu ochii pe ei acum, îți dai seama, nu numai restul în țară. Păi tu n-ai fi? Numai cu gândul ăsta stau. Îți spun sincer, să nu le ia vreun stat sau ceva cu peluza sud. Să nu le ia, că nu sunt stare să aibă grijă de ei. Să duc 20 și lasă unde lasă pe la gară, îl lasă pe unde lasă pe acolo și nu sunt stare să aibă grijă de steaguri. Băi, sincer, pe mine... Da, uite, de exemplu, o să-ți trimit în privat. Am un steag acasă, materialul foarte bun, pasiune fără interes. Și dacă nu mă crezi, sună și pe Tarzan să-l întrebi. Uh-huh. Da? Au pierdut un steag. E la mine acasă. Pasiune fără interes. Păi v-au folosit pasiune fără interes că, cum le spun eu, spurcați acum 14 ani. Acum 14 ani au folosit băieții din peluza sus Steaua. Pasiune fără interes. Deci nu ai ce să vii cu ceva nou. Bă, frate, vii cu... Faci bacul miditelul că deschizi peluza sud, mai contești la Perinița? Stai cu oamenii, față, oamenii de pe cea nu știu ce e Perinița. Cu mitul, cu blondul, cu mitul, cu... Stai mă să le traduc. Acum la mișto, în jurul la mișto șchiopule acum. E. Înțelegi? Dacă aveai ceva de învățat, cum să spui, domne, uite, îmi place galeria lui Petrolul, peluza latină, sunt băieți cu mentalitate, sudul lui Dinamo, ai văzut cum stau grupați, au mesaj la fiecare meci, cât un mesaj, scot cu melodie. Sudul lui Steaua, la fel, uite, ce coreografie au făcut băieții, bravo lor, frumoasă. Rapidiști, da, asta de la așa de o stare, da. Aia, chiar dacă rămân la aceeași părere că nu sunt ultra, cântă, că au spus-o mereu, bă, cântă, că mergi în Ciulești, atmosfera de nu e România, au stadionul mic, cântă, că așa și sunt ei făcut să cânte. În continuare, mențin ce am spus, nu-mi plac mesajele pe care le fac, coreografie, nu-mi plac, dar în rest, sunt băieții cum sunt ei, merg în alt vișineu, ui, punctul lor de vedere, au așa e mentalitatea, n-ai cum să-i mai schimbi acum, niciodată. Înțelegi? Ăia de la peluza nord, uite, ușor, ușor să fac și eu să înceapă și să mai facă două, trei mesaje, dar sper să le zică mustață ca să nu le mai greșească. Pe ultimul mesaj l-au greșit. E la nivelul ăsta sunt. O, frate, vină cu ceva, nu dacă vrei să vină lumea lângă tine, vină cu ceva ce n-am făcut noi. Păi voi trăiți în amintirile mele și postați filmulețe cu ce v-am făcut eu prin centru, că voi vă întâlnească în rovine, pe la chioșcuri. Băi, Gogoașe... Cam asta este, șchiopule. Și eu mă bucur că sunt oameni cum ești tu, cum e Serbea, cum e Trocanu, cum e Chipe, cum e Stazii, Chipeșu, Ilina,
Tarzan, băieții din Rovine care stau cu el în cartier, toată Pretoria, care nu s-au dus, care au înțeles, frate, pentru ce mergem? Spuneți-ne, pentru ce? Pentru ce am putea merge? Avem nume, avem sigla. Uite, aici să spun ceva. I-au trimis deja două solicitări către Federația Română de Fotbal, că trebuie să trimis trei, ca să schimb numele, FC Unica, pentru că așa se va chema, FC Unica din vară și așa va, așa și acum de echipament. Expus ca cineva dintre noi să meargă vreodată la CSU, că i-am auzit că domnule Gogoașe merge la CSU, domnule Gogoașe a cumpărat pe băieți să meargă la CSU, domnule Gogoașe, nu merg frate la niciun CSU. Dar cine ești mă tu, Totorina, cine ești tu? Da, pe doi mai sunt acasă, am venit să-mi rezolv niște probleme, pe doi mai sunt acasă, am biletul luat, toată lumea știe, toți prietenii mei care vorbesc cu ei pe grupul și pe Peluza Sus și pe ăla cu al nostru care l-avem noi, da? Vin acasă, o să merg să vorbesc eu cu 2-3 băieți, că tot i-am văzut pe internet că lătrau. Lătrau. Păi dacă voi lătrați și după aia mă sunați și puneți cumnații, știți voi la care mă refer, care sunt sifoane pe la gardă, pe la Craiova și a băgat lumea pe la pușcărie, ăsta de neregistrai și filmai. Ca să nu-ți dau numele, că nu-ți dau ție numele. Filmai și trimiteai la presă. Da? Și pui tu cumnații. Păi când pui pe internet și spui că aici n-am ținut mesajul bine, păi nu l-ai ținut bine, băi, taximetriștule, că n-ai cum să ții tu bine, că tu nu știi să ții mesajul, tu știi, nu știi de ce erai tu bun. Voi nu știi de ce erai bun pe acolo, să vindeți tricouri, să faceți masaje, o să vedeți câte mesaje au clonații și câte mesaje aveți voi. Bă, masaje sau mesaje? Bă, și mesaje, dar le țineau, că nu puteau să facă ei mesaje. Ei le țineau, le cărau. Și masaje prin deplasări. Și ăla de la Petrila, de la Vulcan, de unde de mai cântat de la Constanța până la Craiova, în spate. Adu-ți aminte că eram și cu ăștia din pasiune fără interes în mașină. Și mi-ai cântat tot drumul în spate, în mașină. Ce să vorbesc eu cu voi? Eu pot să vorbesc ceva cu voi? Voi ați fost pe unde vreodată cu mine, pe unde m-ați luat voi pe mine, pe undeva? Voi sunteți de că voi dacă nu o să strigați în câteva luni Nea Dimititelui salvarea noastră, o să vedeți voi. Acolo o să ajungă ei. Pentru că dacă erau băieți cu capul pe umeri, Schiopule, și cunoșteau acest fenomen, și nu erau de... ei sunt suporteri de tribuna a doua, în afară de Chipeșu, care, nu știu, s-a întâmplat ceva acolo ce a făcut el. Nu știu, cred că... nu pot să-mi imaginez când o să ajungă acasă, să mă duc special să vorbesc cu el. Să spună și mie motivul care, pentru că nu poți să spui că el nu e ultras. Acolo s-a întâmplat ceva, că îl cunoști și tu foarte bine, da? Păi cum dracu mă-l cunosc de 20 ceva de ani, ce ești nebun? Iar dacă eu am fost supărat pe el și sunt supărat pe el, în continuare, s-a întâmplat ceva acolo, n-ai cum să te duci tu când tu spui cu cine ai vorbit la telefon, că ți-am trimis și nu știu dacă ți-am trimis și înregistrarea, că când spune, domne, eu dau comunicatul de pe Peluza Sud. El a dat comunicatul de pe Peluza Sud, spune, domne, când vine motivarea cu Goașul, nu mai merg. Bine, frate, și el fiind fratele meu și știu că nu se duce, nu am încredere în el. Ia, bă, tot ce ai văzut că eu plec, știau câteva persoane că plec. Ia, frate, tot ce e nevoie și ține-le acolo, lasă-le la tine, la tine, la nașul, la Tarzan, la Ilina, la băieții care aveam încredere, da? Păi stai, mă, că Tarzan cu Ilina și cu ăștia sunt vechi, bă, Gogoașe. Păi ce spun? Am avut încredere când ne-am întâlnit și am vorbit. Și spune, bă, dacă vine motivarea, nu mai merg. Eu am decât două mesaje salvate în telefon. Mesajele cu el și mesajele cu Adiță Mititelu. Ți-a ajutat Dumnezeu. Înțelege că pe ele le-am salvat. Le-am ținut acolo, că m-a învățat fratele meu blondu. Și bă, mene, ține-le peste cu tine acolo. E degeaba spun că eu nu m-am certat. În viața mea cu blondul vorbesc de tot rău pe zi. Înțelegi? Problema nu este la mine, problema nu este la tine. Noi ne-am spus punctul de vedere. Tu vrei să trăiesc eu pe stadion să mă umilească pe mine Rapidul cu Dinamo? Că mă duc la echipă care nu mai are nume și palmares? Păi nu mă umili pe mine, Schiopule. În fața televizorului sau când am văzut pe site-uri mesajele făcute de Dinamo și de Rapid, nu mi-au convenit. Dar știu că nu sunt implicat în așa ceva. Nici eu, nici tu, nici restul băieților care am ales să stăm deoparte. Băi, fii atent, o întrebare bună. Uite, o pune chiar un băiat de la Rapid. Și e bună întrebarea. În caz de captură pe Luza Sud, ce se întâmplă? Vă asumați rușinea atâta timp cât e să stea cu vechi? Păi eu unul nu mi-o asum că nu fac parte din Peluza Sud acum. Și eu pune, ce să facem normal și normal dacă se fură bannerul cu Peluza Sud? S-a deschis o roză Peluza Sud. Da.
Mai spun eu peste un an că Pretoria sau voi sau alții nu mai sunt acolo. Păi dar lumea știe că nu mai suntem acolo, bă. Lumea știe că noi nu mergem. Dar o să trăim cu rușinea asta și cu durerea asta. Da, că nu ne convine că se ia bannerul ăla. E normal că nu-ți convine, dar întrebarea omului e bună. Normal că e bun. Normal, eu nu mi-am sunt, frate, chiar dacă e fată. Eu de asta, uite, vorbeam cu băiatul ăsta și aseară și bă, vede să nu pierdă vreun streac ceva, să nu să fie atent, să nu se pierdă măcar la meciul ăsta. Nu vreau deloc să fie de justar de acolo, să nu creadă că am ceva personal cu vreo brigadă sau ceva personal cu Chipeș. N-am nimic cu Chipeș, frate. Eu vreau decât să știu care a fost problema de el a făcut pasul ăsta. Să nu mai vorbească cu prietenii lui, să nu mai vorbească cu nașul sau să nu mai vorbească cu prietenii care mergeau în autocar să dau la caterincă, mâncau, beau și... Da, aveai ceva cu mine? Aveai ceva cu mine? Răspunde-te, frate, pe mine. Fă... Nu că domne mi-a făcut gogoașa să-și dea, am pus bannerul cu peluza sud. Păi nu dai dovadă de băiețeala. Nu, frate, asumă-ți. Dar asumă-ți în alte condiții. Dom'le, mă duc la meci. N-ai spus că nu te implici. Păi tu ai văzut cine ține portavoce aia, că mie vine rău. Băi, Gogoașe, eu nu vreau... Eu nu vreau să mă cer cu ei. Dar nu mă cer, frate, dar normal, sunt discuții. Eu nu mă cer. N-am cum să mă cer, șchiopule. Cum să mă cer eu cu ei? Eu am... Cum să mă cer eu cu ei? Nu știu, ai văzut la EVU până acum? Ai văzut la EVU până acum? Da, am stat orice m-am trezit. La mine 10 orice m-am trezit. A, la tine e alt fusorar. Ce vorbești, bă, altceva. Da. Alt asfalt, înțelegi? Da. Așa, băi, frate, eu n-am dat niciun nume, deși puteam să dau. Înțelegi? Nu, frate, i-am dat numele decât lui Chipeșu, că-mi permis să vorbesc de el. El își permite să vorbească, să spună de mine, chiar dacă el nu a intrat. Dar când îi văd pe ăștia pe internet, ăștia... unica echipă, unica, nu e, frate, nicio unica echipă, frate, omul din cauza lui Mititelu s-a ajuns să avem două echipe, din cauza lui Mititelu, acum a spus în interviu că din cauza mea sau Gogoașa a vrut să distrugă peluza, nu, frate, eu am spus că nu mai merg. Acum că restul din brigadă nu s-a mai dus de la noi din Pretoria, n-au mai mers decât două persoane, acum că voi nu v-ați mai dus, te-am sunat eu vreodată pe tine, șchiopule, că au fost și discuții cu niște băieți de pe grup de la noi, de la Capilati, la fel, că, domne, că ne-au zis la o mormântare să mergem, că e ultim, un băiat de pe la Calafat, domne, că e ultima oară, că, bă, băiatule, stai, bă, în banca ta acolo, vezi, bă, de Uber-ul tău, lăsați, bă, galeria, mergeți, mă, pe drumul vostru, nu mai amenințați voi, că, domne, că dacă nu merge acum, nu mai vin niciodată, păi stai că îmi termin interdicția, că am interdicție. Și mă duc singur, dar mă duc eu în peluză, să văd și cine sare sau dacă sare vreodată sau dacă spune cineva ceva. Îmi cumpăr bilet și mă duc la meci, o să auzi toată lumea, bă frate, mă duc la meci. Doar așa, ca să le arăt că mă duc la meci. Cine să zică ceva? Ce să zică ea? Poate te transpiră ea în palme să vezi ce râd, ferească Dumnezeu. Mai multe șanse au să mă bate la tribuna a doua, moșnecea de a mărini peluză. Acolo da, acolo ce e clar. Acolo da, înțelegi? Vedeți-vă, mă, de treaba voastră, nu mai vorbiți voi, că domnule l-ai vândut, că ăia nu merg, că i-a cumpărat Gogoașe, că se duc la acest... Niciodată noi vrem să mergem acolo, frate, nu știu dacă vrei să... Și să duce tot orașul. Eu nu merg la CSU, frate. Să vă iese asta din cap că vreodată eu voi merge la CSU sau Pretoria sau... Vorbesc cu numele nostru. Nici Legioane... Am curat să vorbesc... Am curat să vorbesc în numele Legioane Sud și nu fac treaba asta de obicei, dar de data asta am curaj. Nu, nici Legioane nu o să meargă la CSU, frate. Garantat. Bă, frate, nu există. A, că se vrea o singură echipă. Aia e altă discuție. Că se vrea în condițiile pe care le vrem noi, șchiopule. Să nu avem nume închiriat, să nu avem palmares închiriat, să nu fie Mititelu băgat în proiect, să fie o societate nouă, cu numele, cu primăria, cu consiliul, cu peluza sus băgat acolo, 10%, 15%, dau un exemplu. În condițiile pe care le vrem noi. Bă, șchiopule, în condițiile pe care... Cum vorim să plece Liga 4-a, să rămână în prima ligă, să se... Toată lumea, domne, nu vrem fuziune. Păi dar nu e fuziune aici, mă, dar nu înțelege lumea. Ce înseamnă fuziune? Că le-am explicat și lor înainte de să se dea faza cu palmaresul. Fuziune înseamnă ca numele FC Unica 1948 și ei sunt trecut Club Sportiv CSU Craiova, să fie amândouă. Fotbal Unica CSU Craiova. Ceva de genul. Dacă echipa se va numi Universitatea Craiova, ce fuziune e? Fuziune între Universitatea Craiova și Universitatea Craiova? Nu există fuziune.
Domnule, la Faru a fost fuziune. Nu, frate, la Faru, Faru Constanța a absorbit societatea Viitorul și se numește Faru Constanța cu culorile alb-albastru, cu sigla lor, da? În condițiile pe care băieții din Peluza Marină s-au dus și au dat cu pumnul masă și au spus, bă, hagi noi, dacă vreți să facem, facem în condițiile noastre, cum vrem noi. Și dacă suporterii și tot orașul au acceptat chestia aia, aia e echipa Faru Constanța. Da, mă, acolo e clară treaba, nu e... Da? Nu s-a numit cum a fost Poli Timișoara, Poli AEC Timișoara, cu faza cu Brocarul și cu ce a fost acolo, de s-au numit 3 ani de zile chestia aia. Da, acolo a fost altă discuție, da. A fost numele luat și de acolo și de acolo. În momentul în care tu te numești Universitatea Craiova, sau feți Universitatea Craiova, și ai sigla ta pe care toată lumea își dorește, da? Ai condițiile pe care le propui tu. Peluza Sud propune chestia asta și ți le acceptă. Acum că vor veni de la Peluza Nord sau... Nu știu ce se va întâmpla peste un an, doi, trei. Dar până la urmă trebuie să ajungă, bă, fraților, ce a fost, a fost. Hai pe viitor să încercăm să fie... Uite, s-au întâlnit niște băieți cu niște băieți de la Nord. Pe centru au vorbit, au discutat, au spus ăia. Bine, bă, hai că facem cum ați spune voi. Fuziune. Dar Mititelu cu ce vine? Spune-mi, scăpură, tu mie, cu ce ar veni Mititelu la fuziunea asta? Cu mașina. Care nu mai are? Cu una din ele. Cu autocarul, trebuie să-l scoată acum la vânzare. Îl scoate și până la meza, da. Cu ce să vină? Tu ai fuzionat dacă ai fi în locul clonaților. Tu ai fuzionat cu FC Unica. În postura asta, clar că nu. Păi și atunci, cu ce ar putea să vină Mititelu? Fără fuziune. Și ăia... Mai slab ca ăștia, din Nord, au scris și pe pereți. Puncte, puncte, fuziune. Păi, de unde a plecat asta? Eu nu am spus că vreau fuziune. Eu am spus că vreau o singură echipă în oraș, vreau Universitatea Craiova. Și eu și crede-mă ce spun, Schiopule, că noi suntem mai mulți care dorim o singură echipă, noi suntem mai mulți care nu mergem la meciuri, decât cei din familia lui Mititelu. Da, și eu cred asta. Câtă lume este la asta. Să nu creadă lumea că noi dăm vreun pas înapoi sau să nu creadă lumea că domne ne este frică. Nu, frate, vrem ce... Noi am mers pe un drum în care s-a ajuns unde s-a ajuns, da? Ne-am pus la masă, bă, băieți, putem merge mai departe după echipa asta? Păi nu putem merge. Păi de ce? Păi în 20 de ani Mititelu a băgat 40 de milioane de euro și a jucat mai prin sate. Auzi, bă, te întreabă asta... cineva, băi. Te întreabă cineva cu care băieți de la Nord te-ai întâlnit tu. Dar nu trebuie să mă întâlnesc eu. A, deci nu te-ai întâlnit tu. Altcineva. Nu m-am întâlnit eu. Nu, eu am vorbit cu un băiat de acolo care am avut în trecut niște probleme. De fapt, el a avut niște probleme, că mi-a depus o plângere pe la poliție, dar s-a rezolvat. Cum se rezolvă în timpul, în momentul de față, îl plătesc, că este totul anotat. Dar și-a spus să mă, bă, frate, Gugoșe, trebuie să fie o singură echipă. Ne dăm în cap pentru ce? Pentru Mititelu. Că până la urmă, noi ne-am certat din cauza lui Mititelu. Noi am înjurat fostele glorii că au trădat, s-au dus la CSU. Eu n-am fost de acord cu chestia asta. Bă, n-am fost de acord cu asta niciodată. Știu, nici eu n-am fost de acord, nici mulți n-au fost de acord, dar în momentul în care îți întorcea spatele și râdea de tine, trebuia să... Ce trebuia să faci? Să-l aplauzi? Nu puteai să-l aplauzi. Uite, m-am întâlnit cu Gică Craioveanu la o discotecă prin Craiova, la un club, și am stat cu el și am băut pe la bar 2-3 shoturi și ce să fac cu Goașe, frate, spune, ce să fac? Era și ouă cu mine, apropo, la bar acolo, și am ce să fac, frate? Vrei să spun ceva? Dacă eu eram fostă glorie de la Craiova, nu mă asociam cu Mititelu. Poate să mă jure toată România. Bă, frate, nu vrea nimeni să se asocieze cu el, de asta și spun. Vrem Universitatea Craiova, au trecut 20 de ani, vrem Universitatea Craiova pe viitor, dacă se poate, dacă nu, stăm la fel. Ne întâlnim la echipa națională, ajung acum acasă, ne întâlnim cu băieții, toți facem un grătar, ne uităm la meciuri, mergem pe la meciuri fiecare pe unde poate, tu prin Grecia, eu prin Italia, la națională, repet, nu mai putem să continuăm acolo. De ce? Pentru că nu se mai poate. Nu se mai poate, frate, n-ai ce să vezi de la ei, frate, n-ai ce să mă uit la galeria lui Steaua, da? Frate, a făcut coreografie, brigada a făcut o coreografie frumoasă, șmecheră. Shadows, da. Da, a făcut o coreografie șmecheră. Tare de tot. Joacă Dinamo. Mă uit la sudul Dinamo, Schiopule. Sunt băieții că sunt acolo, 100, 150, 200, grupați. Din două în două săptămâni, e făcut o melodie nouă.
mesaj, e frumos. Bă, frate, da, mă, altă lume. Sunt ce trebuie, da? Altă lume. O Cluj, s-au făcut frumos cu CFR-ul, au făcut frumos, au mers cu câini acum. Da, mă, altceva. Băieții sunt ce trebuie. Chiar, bă, frate, cât sunt? 200-300? Bă, vere, sunt... Bă, îți place? E ceva frumos, fenomenul ăsta care suntem noi implicați în el. Păi mă uit la ei, folosesc și acum grafurile pe care le-am făcut noi. Zi, ne întâlneam în centru, pun filmulețele cu noi. Puneți-mă filmulețe cu voi de când v-ați dus la meci cu FCSB. Puneți-mă filmulețe când ați fost voi la Iași, la Galați, la... Puneți, frate, cu voi, nu mai folosiți din trecut, că lumea știe adevărul, toată țara știe adevărul. De ce vă puneți voi? Puteți să puneți 10 steaguri cu peluza în sud pe gard. Puteți să puneți orice. Vă repet, voi n-ați câștigat steagul ăsta, domnule, ne-am întâlnit 20 de băieți și s-a hotărât ca să punem steagul pe gard. Nu, eu am plecat în Canada și voi ați pus steagul pe gard și ați dat comunica la 4 zile. Să nu credeți că nu știu ce vorbiți voi pe grupurile voastre. Blochează-l pe la fel, pe la fel, pe la fel, pe la. Ăsta cu ăla la gară, cu cazinoul la gară. Înțelegi? Ai început să fur curente și ai mers cu mine prin vacanță și tu și soția și copilul și te-am respectat, dar o să te trag de ureche când vin acasă, ai să vezi. Nu vă mai bazați că mai dat mie un an cu suspendarul, să te trag de ureche. Și te trag tare, ai să vezi tu, nu o să mai țin cont. Băi, gogoașă! Dacă nu ne înțelege cu vorba bună, nu mă înțeleg eu cu vorba bună, o să aplic metoda aia care îmi place mie. Băi, nu mai băgat asta, că nu sunt bune. Băi, nu sunt bune astea, las-o așa, că nu e ce trebuie. Doar nu-l bază, îl tragi de ureche doar. Nu sunt ce trebuie. Ceva părintește să tragi de ureche, dai cu nuiaua, la fund. Înțelegi? Ei nu o să salveze sezonul ăsta cu coreografie 3D, auzi tu. Să facă, mă, din partea mea să fie sănătoși. Au pus biletele 40 de lei la tribuna 23 de lei ca să nu mea în peluză. Să fie sănătoși, mă. Cu copii, cu juniori, cu... În fine. Asta spun și eu, până. N-ai cum să mergi pe echipa asta, frate. FC Unica. Nu poți. N-ai cum. Oricât ai încerca. Da, domnule. Domnule, a distrus... Bobaș a distrus peluza sud. N-am distrus, frate, și eu peluza sud. Eu până să mă întâlnesc cu voi toți la sediu, am spus la Milonica, nimic, că nu mai merg la meciuri. Punct. Eu când am venit de la Londra, am spus că nu mai merg la meciuri. Când a pierdut palmaresul. Și așa au spus majoritatea. Domne, moral, asta e, vrei să le sunt pe clonaz? Nu cu aia, tu trebuie să ai mentalitate. Ai ce problemă, da. Siglă palmares? Stop! Stop! A, că pe viitor câștigă mititelul, plătește datoriile. Asta e, frate, aia echipa. Ieși și spun, bă, nu-mi doresc să câștige el, că în primul rând nici nu are cum să câștige, că te spunea că vreo 15 milioane de euro. Păi de unde, bă, ești nebun? Înțelegi? Dar dacă el scoate aia din faliment și plătește și spune, uite, azi, bă, am plătit datoriile, că alea sunt datoriile făcute de el, nu de tine, știu cum sau de mine. Păi de ce n-a făcut-o până acum, mă? Din cauza suporterului l-am adus pe Pițurcă și m-a băgat în faliment. Nu, nu, tu aveai jucători neplătiți de 2 ani de zile la echipă. Păi da. Dar de ce n-a scos-o până acum, te întreb eu pe tine? Ce să scoată? Să plătească datoriile, să scoată echipa din faliment. A, nu, să fim serios. A, am înțeles, da. A, mă, să fim serios. Și mai rog ceva, mai faceți un mesaj pentru mine ăștia din pasiune fără interes. Gogo plus Olguță egal Love. Mi-a plăcut mesajul pe care l-ați făcut și l-ați lăsat acolo. V-ați dus, m-ați scas doi, ați spus mesajul și ați fugit de lângă el. Nu știu că mă duc la CSU. Ferească Dumnezeu așa ceva. Mai bine mă duc la Dinamo, în peluză. Mă duc la ea și spun, bă, primiți-mă și pe mine un meci. Decât să mă duc la ea vreodată. Da, băi, Gogoașe, vezi că eu l-am rugat și pe Sorin să intre în emisiune, că așa mi se pare corect. Foarte bine. Așa, el n-a vrut să intre, tot respectul, n-am nimic cu el, îl știe foarte bine, n-am nimic cu nimeni care merge la meciuri acum, doar am pus niște întrebări generației tinere, n-au știut că sunt pe aici mulți, dar n-au știut să răspundă niciunul la nicio întrebare, după cum cred că ai văzut și tu. Așa, ce mă enervează pe mine cel mai tare, că sunt niște neauziți din ăștia, nu le dau numere, dar tu știi la cine bat eu apropo urle. Domne, că noi suntem căia trădători, căia cu tare, căia... Toată lumea e proastă în afară de ei. Pe mine asta mă cam deranjează. Și sunt unii care sunt mai mici ca mine cu vreo 20 de ani, ca să nu zic mai mult.
Mă, stați dracu în banca voastră, ați zăpăcit. Ce vreți că eu, uite, am primit ieri până azi, că am primit vreo 45 de mesaje, că domne, se facă ea de râs, se facă ea, se facă de râs. Se facă de râs că eu procesele fac eu dacă iau les, se ducă după Mititelu. Bă, frate, acum te duci după Mititelu, nu te mai duci după echipă, că domne, moral. Ce moral, să spună mie, ce moral, e moral, ce moral e echipa asta? Cum adică moral? Cum adică moral, știu, până spuneți-mi cum adică moral? Nu știu, bă, dacă eu nu mai merg la meci înainte nu, să luați voi decizia, mă... Deschide-mă tu, că eu sunt încuiat cu asta, cu moral echipa. Cum adică, mă, ce vrei să spună prin moral? Dom'le, dacă nu mai mergem noi, să alege praful. De ce să aleagă praful? Că praful s-a ales, sunteți 1000 de oameni pe tot stadionul, sunteți... Zici că joacă apul Malbaiulea, mai multă lume la apul Malbaiulea decât la voi. Păi ăștia de care vorbesc, eu nu știu ce e apul Malbaiulea, trebuie să caute pe Google, ești nebun? Înțelegi? Bă, frate, se fac de râs. Nu vin, îți repet, n-au făcut ceva ce... Să vezi ceva nou la ei, să vezi un mesaj mecher, să vezi, nu știu... La fel, pozele care, pe care am învățat să stea în linie și să stea steagul în față, că e de unde să-și vede poze. La fel, să stea grupați în deplasare și la Galați au stat 1 la 9 metri. Înțelegi? Cine să-i învețe pe ei? Că n-are cine, frate, n-are cine. Sorin, fratele meu, de ani de zile n-a mers niciodată la Botoșan sau la Galați, că e deplasarea lungă decât la Arad. Înțelegi? Ba e botez, ba trebuie să mă duc la țară, ba e ziua lui nu știu cine. Nu prea merg la deplasările astea lungi. Înțelegi? Mereu motive peste motive. Cine, de unde să învețe ei? Ce să învețe? Ei trăiesc decât din amintirile făcut, amintirile pe care au trecut prin ele din 2018 până acum. N-ai ce să înveți de la ei. Pur și simplu, n-ai ce să înveți. Au jucători de serie B, vor rupe în picioarele. Poți să-ți caut în ziar, să-ți trimiți ziarul ție specială. Banul expresul de sucă le-am acasă, să-ți trimit poză, să vezi și tu. Păi asta e de acum 20 de ani, ce spui tu, mă? Da. De când cu faza, cu stai, cu când am returat asta. Da. Înțeleg? Nu vin cu nimic, nu? Coreografie. Vă va afla rea coreografia 3D de vreți să o faceți. Da, mă. Băi, Gogoașe, hai că mai stau și eu un pic, că pe la 7 și un sfert vreau să... Adică trebuie, nu că vreau să închid live-ul. Așa, bă, nu știu, și eu sunt, îți împărtășesc ideile în mare parte. Așa, lumea a înțeles că tu ai spus oamenilor să nu vină la mesa alea. Băi, eu vorbesc acum în numele meu strict. Gogoace nu poate să-mi spună mie dacă merg la mesa sau nu. Sau, mă rog, poate să-mi zică, bă, nu te duce că nu e ce trebuie și vorbim pe tema asta. Dar Gogoace nu a dat ordin la oameni să nu meargă la meciuri. Că lumea asta a înțeles. Dom'le, tu te-ai luat cu lumea că să nu meargă lumea la meci. Dacă există vreun mesaj de la mine, dacă am dat la cineva, nu te du la meci că-ți facă aia sau nu te du la meci, să-l postez, uite, domnule, cum am amenințat cu Goașa. N-am dat, frate, la nimeni niciun mesaj. Dacă am sunat să vorbesc cu băieți din brigadă, bă, ce e de făcut? Bă, voi ce vreți să faceți? Că noi nu mergem. Asta, da? Cum te sun pe tine? Bă, și eu, pune, eu nu mai merg. Tu ce ai de gând să faci? Dar nu să-ți impun eu ție ceva, că dacă ți impun mai rău faci. Bă, du-te și lasă-mă că mă duc eu. Faci mie, păi dai seama ce te măscăream. Mă înțelegi? Mă înțelegi? Ești eu pure. Mă înțeleg perfect. Ne-a amenințat cu Goașe că dacă mergem la meci ne bate. Că îți plecam, mă, de 6 luni. Că îți plecam de 6 luni. Am o rugăminte. Auzi când te întreabă ea de unde zici și tu că ești polonez, să-ți trăiască ție. Stai pe seama, zic că sunt polonez născut la Verona. Da. La Verona? Stai, drecu, ai zăpăcit! La Verona, auzi la asta? Da, la Verona. Gata, știu, pule, te las că ies spre cafea și ne auzim. Bine, hai, mersi frumos, să trăiești. Pa. Gata, domne, cam asta a fost cu Gogoașe. Omul și-a spus punctul de vedere. Am vorbit înainte de emisiune și cu Sorin, cu Chipeșu, încă o dată, eu n-am nimic, absolut nimic cu el, nu m-am certat cu nimeni din cei care au rămas acolo, nici nu vreau să mă cert, doar o să mă cert cu ăștia, cu neauziți ăștia de 19-20 de ani care suferă ei, că domne, că facem, că dregem, cu ăștia chiar o să mă cert dacă va fi nevoie. Așa.
Mai mult decât atât, ce să vă mai spun. Părerele lui, v-am spus, mare parte dintre ele coincid cu ale mele. Din păcate s-a ajuns aici, speram să nu se ajungă aici. Asta e situația. Nu, Irinele, n-au de câștigat nimic, niciunii, nici alții. Niciuna din părți n-are de câștigat nimic. M-ați înțeles? Nu câștigă nimeni nimic din treaba asta. Chiar nu câștigă nimeni nimic. Lumea și-a luat filme, domne, că ăsta amenință pe nu știu cine. Ce să amențe, mă, pe cine să amențe? M-ați înțeles? Și vorba lui, dacă lumea are mesaje în sensul ăsta, să le dea. Încă o dată, ce nu înțeleg, Salvador, lasă-ne mâncă. Ce, mă? Salvador, lasă-ne cu mente, că avem alte filme aici. Băi, ferească Dumnezeu. Da, mă, sârbe, ești nebun la cap. Ferească Dumnezeu. Păi nici Gogoașe nu crede asta, ești nebun. Să mai fim cum am fost. Nu vreau să mă gândesc dacă s-ar face ce trebuie să se facă, să venim la o deplasare pe National Arena. Am ajuns bine la 44 de ani, să mă trească bun. Deci, băi băieți, din păcate, asta realitatea. Uite, mi-a plăcut că nu s-a luat de lume, n-a vorbit urât de X, de Y, deși sunt câțiva acolo. Vă știți voi care sunteți, nu vă dau niciun numele. Vă știți voi care sunteți, care ați fi meritat să fiți măscăriți și la adresă, ca să zic așa, adică cu nume. Da? Știți voi care sunteți. Sunteți câțiva. Da. Sunteți. Cătăline, te salut, frățică. Da, ăștia care, v-am mai spus și eu, vorbiți mult și... Bine, el a făcut oarecum referire la cineva, dar nu i-a dat numele. Foarte frumos. Nici eu nu o să dau nume, dar mai cu frână. Mai cu frână că nu e bine. Așa. Dacă mai aveți întrebări pe subiectul ăsta, la ora 7:10 punct se închide live-ul, ca să știți cum stau. Mai dați și voi un like acolo, că erați 200 la un moment dat și like-uri Vax Albina. Și după aia, vrem aia, vrem pe aia altă. Păi nu merge treaba așa, vă vezi. N-am vorbit de la Picu FCSB. Stați un pic, că mi-a trimis cineva ceva. Stați un pic. Nu e legat de Craiova. Da. Nu știu dacă merg Michi, că n-avem bilete. Da, băi, Daniel, frumos cu prunele.
peruză alb-albastră. Răutăți. Băi, Sârbea, nu vreau să dau nume, frate, că știi ce zic. Nu vreau să dau nume. Dă-le tu dacă vrei, nu vreau să le dau. Astea cu pozele pe internet sunt metecne vechi. Nu e o problemă. Cu cineva de la Nord ai încercat să vorbești vreodată? De la care Nord, Alex, 1948? De la Nord, de la Cluiava, da. Dacă asta, dacă de la Nord, de la Cluiava te referi. Eu am încercat să vorbesc cu toată lumea, n-am pe cineva pe care să o ocolesc. Nu știu cine e Cobza. Dane, de la Polul Nord n-am apucat. De ce să te mint? De la Polul Nord n-am apucat. Sârbea, ce să zic, tata? Uite pe ăla, Nightmare. Mie mi-e necas că sunt unii care își fac poze la mine mai mult decât am eu întotdeauna. Mamă, și asta e grav! Asta e grav! BMX, la prima vedere, bate CSU, frate, dar acum nu știu. Vorbind parioristic. E un fotbal american, dar există ultra, dar nu un fotbal american în sport. În MLS există ultra, da. Sunt niște băieți, că tot zicea cineva că aici nu învață lumea nimic, sunt niște băieți la San Jose și nu știu dacă nu cumva chiar liderul lor e român. E de la sus Steaua și au făcut galerie la San Jose, la, cum îi cheamă, stați că-mi scapă, la Earthquakes, parcă îi cheamă. De la sus Steaua, da. San Jose Earthquakes. Parcă așa îi cheamă, nu? Parcă așa mi-aduc aminte. În fine. Marcule, să trăiești. Dane, mersi frumos, frate. Seară bună și ție. Da, să dea Dumnezeu să fim ce trebuie cândva, pentru că pentru fenomenul din România, eu zic că ar ajuta. Cum și la Steaua ar ajuta și peste tot să fie unitate. Vedeți, păi, exact. Ați văzut, mă, mâncava jurea voastră. Eu am și fular cu ei acasă, dar nu cu galeria, am fular cu echipa. Era șmecherie să ai un eșarf sau un fular de acolo, chiar era șmecherie, dar n-am, din păcate. În sfârșit. Băi, băieți, mai stăm un sfert de oră pe ceas. După care batem și noi retragerea. Că avem treabă, nu de altceva. Giureștina nu se ceartă, frate, nimeni. Ai văzut tu vreo ceartă aici? Nu, tată, omul. Dau cuvântul și lui Sorin Chipeșu și lui Gogoașă. Gogoașă a intrat, Sorin a vrut să vin. Vim mâine la meci. La ce vrei să vin mâine? Alex 48 să fie echipa din urmă. Echipa adevărată. Teoretic se poate face, da. Băi, vedeți că interviu cu americanul s-a mână. Deci interviu cu americanul m-a sunat, zice, bă, Răzvan, erai pe live, zici, are, te salut Moscule. Are niște, au apărut niște probleme la el, mă rog, nu probleme grave, din câte am înțeles, dar niște chestii care țin de treburile lui și omul și-a cerut, domne, nu vin acum, dar rămâne în picioare. Deci nu a zis că, domne, nu mai vin, că o fi cu o părție. Nu, rămâne în picioare doar că s-amână puțin, da? Atât și nimic mai mult. Miercuri o să avem interviu cu Cristi, cu băiatul de la Colectiv. Miercuri o să fie, da? Ca să știți cum stăm. Cu Bucciu mai faci. Eu fac cu toată lumea, domne. Cine poate și are posibilitatea să vină, e bine venit de la toate galeriile din țară. Iartă să mă repet.
Eu vorbesc cu toată lumea, n-am nimic cu nimeni de împărțit. Canalul ăsta e, pentru cine n-a înțeles, canalul ăsta are o idee clară. Băi, Traiane, lasă-ne cu la mâncare mâncați și vorbim de... Cine să patroneze echipa? Nu știu, mă, Alex, tu să o patronezi, că mai rău ca Mictel nu poți să fii. Ha, cu Ergi. Se scoate Sorine, se scoate echipa veche de la Naftalina. E simplă povestea. Și atunci e clar că e aia. Dar, mă rog, nu știu, stai să vedem. Eu, sincer, nu cred că se poate. Se poate teoretic, dar practic n-are cum. Zic eu. Da, mă, uite-te la hai, Salvador, ia-ți-o ușor. Păi nu există... A, la Rapid FCSB nu vin Horia, că aș fi mers la mers, sincer vă spun. Aș fi mers la mers, dar n-am cum că să n-am încă. N-am cum să plec. Aș fi mers. La asta chiar aș fi mers. Dacă eram liber, mergeam 100%. O să fie ce trebuie la galerie, 100% o să fie ce trebuie. Adică, cred că o să avem multe de discutat după aia, pe subiectul ăsta. Dacă e băiatul Claudiu Niculescu... Da, hai să fii sănătos. Bravo ție. Păi vorbește tu cu Gogoașa dacă vrei și rezolvați-vă. Dacă aveți ceva de discutat unul cu altul, rezolvați-vă acolo. De ce să vă rezolvați aici? Sorine, nu știu mâncați aici. De unde să știu lucrurile astea? Dan Teodorescu, dacă ăla știe cine e Salvador Dalí... O mică canalul, ești nebun. Dar fără Google. Mamă, ce dreptul, ești nebun. Vezi că ai început să dai dalea grele. Dale. Nu te băga cu omul ăla de-astea, că l-ai încurcat. Îl luăm cu gara Perpignan și cu alea, îl încurcăm tare. Stai cu minte acolo, Dane, că nu e bine. Vrei să-l ia pe om amețeala, ce-i? Ce mai vreți, mă, mâncă? Băi, eu zic, da, Ucluj, eu zic că bate. Nu știu dacă ajung să pun bilet, dar eu zic că Ucluj bate. N-am făcut Horia, că n-am avut când. Da, mă, Dane, rămâne cum am stabilit. Da, Ludo, bravo, tată. Seară bună, Michi. Cristi, mersi frumos de membru, frățioare. Da, e cotă mare la UTA și nici eu nu înțeleg cum. E cotă mare, da. Bine, Dinamo e pe revenire. Vedeți că nu e meci ușor. Da, Adriane. Da, nu cred că ai jucat greu. La prima vedere așa e, da. Ce înseamnă ultra, apă stau să te explic ce înseamnă ultra, să ne pun la cap. Pasiune fără... Da, artist spaniol și barbugiu mare de toți. Lasă-ne, bă, Salvadoare, să străiască familia ta. Gata, Remuse, ești în cărți, tată, să trăiești. Gata, bă, te sunăm, păi ce avem ceva cu tine. Da. Actor de drame. Băi, la afară mi-e frică că în mod normal e 2 și acolo, dar na. V-am spus singura echipă, vorba lui Radu Banciu, pe care ar spune casa, azi ar fi Cluj, singura. Alex, da, am auzit. Da. La ce târnă, da.
Băi, băieți, cam ăsta a fost like-ul, auzi. Da, like-uri subțire. Vă ții minte. Azi a fost ultima oară când am intrat sub like-urile fixate. Vă spun de acum. Așa, dar trecem peste asta, că bă, că un like nu dați. Ce să pierd? Așa. Ne revedem, cred că luni. Cred că luni și miercuri interviu, da? Interviu cu Cristi o să fie miercuri. Deci luni sau marți facem live și miercuri interviu. Bă, băieți, vă mulțumesc frumos că v-ați uitat la acest live. Sper că a fost cât de cât ce trebuie. Așa, nu uitați, dați și voi un like acolo. Cine se uită și nu s-a abonat la canal, abonați-vă și voi, chiar dacă nu să vă uitați neapărat în viitor. Să ne mai crească și nu un pic standardele acolo. Așa, și în rest, ce să vă zic? Să auzim de bine și ne vedem la începutul săptămânii următoare, da? Încă o dată, vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră, care v-ați luat membru, care ați dat like, care ați comentat, care ați donat, dacă ați donat, nici nu am fost atent sincer. Da? Mersi frumos și ne revedem, v-am spus, la începutul săptămânii viitoare, luni sau marți, da? Hai, o să avem ce comenta, cu siguranță. Seara bună și numai bine, pa, pa!